fac ele? Ce faceți voi aici? Hmm? Alegeți roche? Roche de ziua sare, da. Și ce o să... Ce ați ales voi aici? Încă nimic. Încă nimic? Deci rămâne să vă decideți, da? Sofia, dar tu ce îmbraci? Eu vreau... Tot am încă, nu știu. Fetele deja și-au pregătit și cosmetica. Deci pregătirile merg în toi, da? Da. Sara, poate acesta îl îmbraci? Nu. Nu? Nu vrei să fii văcuță? Nu. Ziua ta. Sofia, tu îl îmbraci pe acesta și Sara pe acesta? Nu. Dar de ce? Sunt niște costume foarte reușite. Pe acesta eu am ales. A, tu acesta pentru Sara. Eu am zis, acestea două sunt costume, animăluțe. Planurile de ziua Sarei la noi s-au stricat pentru că am comandat cadouri pentru ea care, din păcate, nu au ajuns, sunt din Anglia. Ținem pumnii până azi seara să ajungă, dar dacă nu, suntem nevoiți să mai cumpărăm alte cadouri pentru că copilul așteaptă să primească cadouri de ziua ei. Și noi am comandat destul de multe și nimic nu a ajuns. Am luat și piniată și mai multe chestii de ziua ei pe care nu le putem primi. Ce vânt este? Stați! Deci acum noi mergem să luăm tortul Sare, care a ieșit destul de scump, pentru că ne-au socotit încă niște chestii, niște figurine în plus, dar nu importă, nu contează, deja doar să fie frumos, să fie ea fericită și mergem încă după cadouri. Am luat tortul, uitați-vă așa cu ochi până când. Uitați-vă cât de frumos este el. Foarte frumos. Sperăm să-i placă și Sarei. Deci este cu figurină, cu păpușă LOL, unicorn și cu nu știu ce acolo, un animăluț. Super! Haideți așa să-l închidem. Din păcate am fost telefonați, dacă aveam speranțe că astăzi o să primim cel puțin o parte din cadourile Sare, ne-au zis că astăzi nu le mai primim, de aceea ne pornim chiar acum după cadouri. Cel mai obișnuitor este faptul că noi am comandat jucării, până când am căutat, am găsit ce să-i luăm Sarei. Acum din nou trebuie să cumpărăm altceva și nu ceea ce deja am comandat, să nu se repete. Este foarte greu. Mai ales că ea acum vrea ceva seturi de creație și este cel mai complicat. Să vedem, aici sunt multe seturi de creație. Am așa ceva? Am vrut cândva tatu și nu i-am luat, ok? Deja e super, deja unul este. Așa, mergem mai departe, deja e mai ușor. Și avem vaselină. Sănătate! Gata, am reușit în grabă și destul de repede să facem cumpărăturile. Am ales totul ce ține de creație, sperăm să-i placă. Și fugim acum acasă, pentru că mai avem încă să ne pregătim. Hei, Macarena! Cine știe ce culoare alege? Nicolas, ce culoare alegi? Care vrei? Acest cafeniu? Da. Mm. Vrei? Tata, tu care vrei? Ce să rămâie? Hai, verde. Iau și unul alb. Foarte gustos. Nicola s-a luat? Oh, Rio! Este prezent. Gustos? Da. Foarte gustos chiar. Nicola se vrea pe toate! Nicola se vrea pe toate! Care? Desene animate, așteptați ziua de mâine, da? Da, ați făcut baie, ați făcut unghiile, arătați-vă! Wow, uitați-vă, priviți ce unghii frumoase au! Și deja Sara este în așteptarea zilei de mâine, da, Sara? Da! Da,
Uitați-vă, fetele și-au ales și rochițele, însă și-au ales niște ștrami de culori întunecate. Trebuie ștrami de culori deschise dacă rochițele sunt de culori deschise, bine? Deja este foarte târziu, este ora fără 10-12. Fetele încă nu dorm, dar le-am rugat foarte mult să nu iasă din cameră și deja se adorme. Fetele au emoții pentru că mâine ziua sarei și au pregătit rochițele. Dar noi deja vrem să pregătim totul pentru că ne este și nouă somn. Dar avem încă foarte multă treabă. Da, Nicolas, tu ne ajuți pe noi? Este târziu, nici Nicolas nu dorme, nimeni nu dorme. Toți au emoție pentru că este ziua Sarei. Câți anișori împlinește Sara? Deci murdare, ai mâncat borș roșu. Cine a gătit borșul? Tata? Tata? Tu ai gătit borș roșu? Niki, câți ani împlinește Sara? 6! 6 anișori. Nici Rio nu doarme, uitați-vă. Rio... Să vedem ce fac ele acolo. Voi de ce nu dormiți, a? Haideți, noapte bună! Noapte bună! Mâine să fie o zi specială, da? Câți ani împlinești, Sara? 6. 6? De ce te gândești? Nu este 16, este 6 doar. 16. Noapte bună! Noapte bună! Fiți cu minți și nu ieșiți de aici, bine? Pentru că stricați surpriza. M-aș apuca acum să împachetez jucăriile, însă acest băiețel nu mă va lăsa și va insista să le deschid. De asta, până când răbdăm, până când adorme și Nicolas. Da, Niki? Din păcate, jucăriile nu ne-au venit. Ne-au venit cadourile Sarei. Dar, în schimb, Sara va avea mai multe jucării, mai multe surprize. Da. Ea a avut de câștigat din asta doar. Ia uitați-vă cum cel mai important balon acum a făcut ba și s-a spart. Deja aceste baloane sunt umflate și această cifră 6 s-a spart așa foarte urât. Dacă nu greșesc, mai este undeva încă o cifră din asta. Trebuie să o căutăm. Nu știu, dar nu contează. Important să fie cifră deja. Da. Deci, mai este încă o cifră 6. Sperăm să nu se spargă și aceasta, pentru că este ultima. Și avem și la mulți ani. Noi și-am uitat că le-am luat pe acestea. Da, a fost foarte de mult. Sper această cifră să nu se spargă, pentru că o să fie foarte tragic. Chiar. Este rece. Rece? Mai las-o, nu știu. Poate nu contează, e rece sau e caldă, dar lasă, te rog să se încălzească. Iată, nu știu, mi se pare foarte drăguț. Deja este ora 2, suntem foarte obosiți, mi-a mai rămas încă să împachetez toate aceste cadouri. Din păcate, cifra de culoare roz s-a spart și s-a primit așa mai multe culori, cu toate că am vrut totul să fie într-o nuanță, să fie totul roz, dar deja a ieșit cum a ieșit. Și eu acum încep să împachetez tot ce vedeți voi aici. Iată, așa arată cadourile Sarei. Deja urmează să vedeți ce este ascuns aici în vlogurile următoare. Dacă v-a plăcut acest vlog, atunci haideți acum luăm multe, multe, multe like-uri și să-i urăm Sarei la mulți ani cu toți împreună acum la ora 3 de noapte. Deja am obosit și vreau să dorm. Vă zic la toți, pa, pa și ne revedem în filmulețul următor, dar eu merg să ascund cadourile în căsuță. Să nu le vadă ea.